Iubiți credincioși, prin acest montaj video, Parohia Romano-Catolică din Focșani vă prezintă îndeplinirea cu succes a trei mari proiecte în anul 2020. Finalizarea celor 12 vitralii din Biserica din Focșani, renovarea Bisericii din Garoafa și a capelei din Cimitirul Nordic. Prin această prezentare, ne exprimăm bucuria împreună lucrării a lui Dumnezeu și a omului. Dumnezeu, în providența sa, este mereu alături de omul care este preocupat de frumusețea casei sale. A fost o împreună lucrare a Bisericii Vii, preot și popor. Preoții parohiei, parohul Ioan Blaj și vicarul Octavian Iulian Nistor, s-au bucurat de sprijinul credincioșilor cu care au colaborat în realizarea acestor lucrări. Mai întâi, vitraliile din Biserica din Focșani. Când intrăm în biserică, vitraliile ne conduc în centrul istoriei mântuirii, întâlnirea cu Hristos în momentele esențiale din viața sa, nașterea Domnului, botezul lui Iisus, intervenția mântuitoare a lui Hristos prin cuvinte, vitralul predica lui Iisus, și prin gesturi, vitralul vindecarea paraliticului. Urmează vitralul cina cea de taină, învierea Domnului, rusaliile. De asemenea, vitraliile ne conduc la întâlnirea cu Sfinții Apostoli Petru și Paul, patronii acestei biserici. Vitralul primatului Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, trădarea lui Petru și următorul vitraliu, reabilitarea lui Petru. Doamne, tu toate le știi, tu știi că te iubesc. De asemenea, vitraliile ne conduc la întâlnirea cu apostolul neamurilor, Sfântul Paul, vitraliul convertirea lui Paul pe drumul Damascului. Următorul vitraliu reprezintă pe Paul în închisoare, legat cu lanțuri. Renovarea interioară și exterioară a bisericii din Garoafa, al cărui hram este Sfânta Fecioară Maria Regină. Așa arăta biserica înainte de renovare. Imaginile următoare ne prezintă derularea lucrărilor de renovare. Și iată cum arată biserica din Garoafa la finalizarea lucrărilor de renovare interioară și exterioară.
În interior predomină două culori, albul și albastrul, culorile Sfinte Fecioare Maria. Renovarea interioară și exterioară a capelei mortoare din cimitirul nordic și înlocuirea acoperișului. Iată cum arăta. Culoarea pavimentului ne duce cu gândul la pământul din care suntem făcuți și în care ne vom întoarce. Culoarea galbenă reprezintă speranța cu care înaintăm pe acest pământ. Iar culoarea albastră ne amintește că patria noastră veșnică este cerul. Mulțumim celor care ne-au ajutat în realizarea acestor lucrări. Mulțumim!